Urmează numele viitorului premier și funcțiile din cele două camere parlamentare, Senatul respectiv Camera Deputaților. Potrivit unor surse, liberalii ar dori să obțină două dintre acestea, respectiv premierul și șefia camerei, însă acestea sunt vizate de asemenea și de USR Plus, alături de UDMR. Din acest motiv, negocierile s-ar fi blocat timp de câteva ore pe acest subiect, care a rămas deocamdată nerezolvat. O să comentăm toate acestea în cele ce urmează cu analistul politic Radu Magdin. Este prin Skype alături de noi. Vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Bună dimineața! Bună dimineața și eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Înainte de toate însă vreau să mergem la colega mea, Gabriela Del Pupo. Urmărește discuțiile dintre liderii celor trei formațiuni care ar urma să formeze noul executiv. Ne aduce ultimele informații. Gabi, ce date ai? Te rog. Bun găsit. USR nu este interesată în niciun caz de șefia Senatului. Se pare că s-au blocat discuțiile pe șefia Camerei Deputaților, pe care și-o doresc atât Ludovic Orban cât și Dan Barna. Ar fi o metodă de calcul pentru a împăca toate cele trei formațiuni care au venit la negociere aici, și anume în funcție de număr de voturi. Astfel că PNL ar avea propunerea de premier pentru că a avut cel mai mare scor. Pe locul 2 pentru șefia Senatului ar putea avea o propunere cei de la USR Plus și pentru președintele Senatului ar putea propune UDMR un nume. Dar nu-și doresc cei de la PNL să renunțe la președinția Camerei Deputaților, astfel că ieri s-a mers mai departe cu alt tip de negocieri în acea comisie. S-au stabilit președinții de comisii pentru Camera Deputaților. Cele mai multe au mers, bineînțeles, la PNL, 9 președinți de comisii, 6 la USR Plus și doar un președinte la UDMR. Vom vedea exact, pentru că sunt foarte presați de timp liderii partidelor politice care negociază astăzi aici, dacă vor ajunge la o concluzie până la finalul zilei. Mâine se întâlnesc cu președintele Klaus Iohannis și dacă nu ajung la o concluzie, mâine Klaus Iohannis ar putea avea două propuneri de premier în persoana lui Florin Cîțu din partea PNL sau a lui Dacian Cioloș din partea USR Plus, ceea ce ar îngreuna negocierile în zilele următoare. De altfel, au venit cu un comunicat de presă chiar ieri formațiunile care negociază aici și în acest comunicat comun spun că nu au stabilit o dată limită pentru încheierea negocierilor. Pe de altă parte, absolut toată lumea și-ar dori ca pe 22 decembrie să avem investit un nou guvern, pentru că sunt foarte multe ordonanțe de urgență care trebuie date, mai ales că este final de an și sunt foarte multe măsuri fiscale care trebuie luate și în contextul pandemiei. Nu mai pot fi amânate și ar avea repercusiuni destul de grave dacă acest guvern interimar, care nu are atribuții, va trebui să managerizeze această situație. Așteptăm, deci, și niște prime concluzii. Astăzi se mișcă cel mai bine cei care negociază programele de guvernare, având în vedere că au interese comune. Deja, în ceea ce privește digitalizarea României, s-a ajuns la un acord și așteptăm și celelalte puncte ale programului de guvernare să fie dezbătute și trecute azi prin aceste grupuri de negociere trimise de partide. Trebuie să spunem, USR a venit cu aproape 19 oameni la negocieri, UDMR doar cu două echipe formate din 3-4 reprezentanți, iar PNL se află undeva la mijloc cu 3 echipe, dar cu mai mulți, cu mai puțini componenți pentru fiecare echipă. Mulțumim foarte mult. Gabriela Del Pupo a fost în direct de la Villa Lacunu, acolo unde au loc aceste discuții. A doua rundă de negocieri, Radu Magdin, după ce ieri, spuneam și în debutul acestei emisiuni, nu s-a ajuns la un numitor comun. Care să fi fost marea problemă? Era de așteptat oarecum că bătaia pe ciolan, cum spunem noi când vorbim despre sinecuri, este una mare, da? Dar totuși, în același timp, e clar că un numitor comun trebuie să existe astăzi pentru ca să nu ajungem mâine la Cotroceni cu două variante de premier, două propuneri. Este normal să fie ajuns la un acord din prima zi, pentru că
Politica este ca și negocierile, sunt un joc de management al așteptărilor. În contextul în care ambele partide au pornit în aceste negocieri comunicând așteptări relativ mari, este foarte greu ca ele dintr-o dată să se fi pus de acord în acest sens. În politică se spune că este foarte important cine clipește primul. Ori clar, în prima zi n-a vrut nimeni să clipească și să dea o victorie celuilalt partid. Din această perspectivă, mi-a plăcut foarte mult ce a spus mai devreme cu diferența între cantitate, calitate pe facțiuni. Și poți să ai și un singur negociator și să fie foarte bun, nu ai nevoie să ai o echipă întreagă. Poți să ai o echipă întreagă și să facă ture pe rând în respective negocieri. Din punctul meu de vedere, aici nu se joacă doar soarta guvernului, se joacă totodată și un destin politic și un leadership de partid. Mă refer la leadership politic al lui Orban și al conducerii PNL-ului. Deci din această perspectivă, eu cred că USR Plus este perfect conștient de faptul că PNL-ul este îndreptuit la poziția de prim-ministru, este totuși primul partid. Sigur, primul partid care n-a luat 30 și ceva, a luat 20 și ceva, dar pe de altă parte și USR Plus speră la 20 și ceva și a luat mai puțin de atât. Deci vorbim de o coaliție a două partide care au sperat la mai mult și au luat fiecare cu vreo 50% față sub ceea ce au sperat. În această coaliție, desigur, există și UDMR-ul, dar PNL-ul fiind primul partid al coaliției, normal să dea poziția de prim-ministru. Eu cred că USR Plus va da până la urmă poziția de președinte a Camerei Deputaților către Ludovic Orban. Altfel, Orban este scos parțial din jocul politic și, în schimb, USR Plus va primi niște ministere pe care inițial, unul sau mai multe ministere pe care inițial liberalii poate că nu ar fi fost înclinați să le dea către USR Plus. În analize mă uit foarte mult și la interesele individuale ale liderilor și să nu uităm că interesele, să spunem așa, conducerii bicefale a USR Plus țin mai degrabă de prezidențiale 2024 decât de opțiune parlamentară în momentul de față. Indiferent cine va fi prim-ministru, începând cu, sperăm noi, 22 decembrie, dacă nu luna ianuarie, va fi un prim-ministru parțial de sacrificiu. Spun acest lucru pentru că trăim vremuri grele, vor veni vremuri și mai grele și este greu să faci față unor asemenea vremuri, inclusiv când ai o coaliție super funcțională și niște partide foarte eficiente în respectiva coaliție. Caz care, din punctul meu de vedere, nu este neapărat cel cu care ne confruntăm noi în momentul de față. Deci nu văd neapărat o îngrămăteală masivă la a fi prim-ministru. Sigur, este o onoare să fii prim-ministru, să servești țara, dar nu văd, de exemplu, un om experimentat cum este domnul Cioloș, care a mai fost chemat odată să salveze țara în 2016, lăsând o poziție onorabilă la Bruxelles, o poziție puternică acolo, pentru a fi un premier de sacrificiu pentru un an, doi sau vedem noi cât. Deci, practic, dumneavoastră spuneți, domnule profesor, că USR Plus o să cedeze șefia Camerei Deputaților în schimbul unor ministere dorite până astăzi de Partidul Național Liberal și, de cealaltă parte, PNL să facă acest compromis și să renunțe la câteva ministere importante, tocmai pentru a-l salva pe Ludovic Orban, mai salva cariera politică, dacă vreți. Pentru că o intrare într-un cont de umbră ar însemna foarte mult în momentul de față. Mă refer aici în sensul negativ pentru Ludovic Orban. Așa este. Sesizați cine, de fapt, a plătit prețul pentru aceste alegeri. Cine a fost cel mai prezent în această campanie? Președintele Iohannis. Președintele Iohannis nu și-a asumat în niciun fel, să spunem așa, bucuria înfrângerii. L-a lăsat pe Ludovic Orban ca și lider de partid. Din această perspectivă, cred că și PNL-ul a învățat foarte multe din ultima lună și Orban este un președinte pe gustul PNL-ului. Este un om care tot timpul a fost aproape de activul de partid, un om care are o reputație, că sună înapoi, că este deschis față de colegi. Ori nu cred că PNL-ul în momentul de față este deschis față de ceea ce noi numim în lumea politică preluare ostilă a partidului din afară, da? De un apropiat al președintelui Iohannis sau de altceva. Deci, a spune că mai degrabă partidul va încerca să meargă cu un președinte pe o poziție bună, nu poate lăsa primul ministru, dar nici nu are de ce să lase primul ministru, deci va trebui să lasă către USR Plus câteva ministere cheie. Nu sunt sigur că va fi vorba de Ministerul Finanțelor, dar cu siguranță alte ministere cheie
dincolo de poziții formale de vicepremier, pentru că mare parte aceste poziții sunt formale, da? Sună bine, dar nu mai cu adevărat putere. Mă refer la portofolii puternice ca atare. Eu cred că de dragul continuării în coaliție și de dragul de a obține atât premierul cât și camera, PNL-ul trebuie să se gândească să dea câteva ministere cheie către USR Plus. Credeți că va încurca UDMR socotelile astăzi? Pentru că discuțiile principale se focusează pe ceea ce cere USR Plus, ceea ce este dispus să ofere Partidul Național Liberal. La maghiari sunt alocate 2-3 ministere. Am înțeles că emit câteva pretenții, însă oarecum la pachet cu această coaliție USR Plus, nu pe persoană fizică, cu ghilimele de rigoare. Tradițional, UDMR-ul s-a uitat la 3-4 domenii în România. S-a uitat la mediu, s-a uitat la tehnologie, la IT, s-a uitat la sănătate și, sigur, dacă cumva poate apărea vreo oportunitate de portofoliu economic, de ce nu? Nu trebuie întotdeauna să ai ministru ca să fii influent, poți să ai un secretar de stat în mai multe ministere cheie. Din perspectivă politică, dacă ne uităm cu atenție la actualul orizont politic din România, UDMR-ul are un mare avantaj. Ei sunt puțini, dar au memorie instituțională. Noi aveam și o glumă în politica românească de ce se fac alegeri ca să vedem cine guvernează cu UDMR-ul. Deci eu cred că UDMR-ul, trăind diferite momente istorice la guvernare și parțial în opoziție, își dă seama Uniunea asupra faptului că urmează o perioadă dificilă. Într-o perioadă dificilă, poate că nu e bine să ai miniștri în ministerele cele mai expuse de criză, ci mai degrabă să fii partidul acela înțelept, influent, care vede ceea ce se întâmplă, are o bucată din putere, dar îi lasă pe ceilalți să aibă parte de bucuriile crizei. Ce credeți că se va întâmpla mâine? O discuție foarte importantă se poartă și în jurul a ceea ce va decide Klaus Iohannis. Pentru că, de cealaltă parte, opoziția este extrem de revoltată pentru că nu au fost cei care au format un guvern sau care vor forma un guvern, vor oferi un premier. Toată discuția se concentrează în jurul de centru-dreapta, în jurul unei coaliții de centru-dreapta și nu de partea opoziției, PSD și ce partide au mai rămas pe din afară. Care credeți că va fi decizia președintelui României mâine? Nu cred că are multă opțiune președintele României dacă partidele se pun de acord în spatele domnului Câțu și există o variantă de coaliție. Din nou, eu încerc să mă uit foarte mult la interese macro, individuale și de partid și cred că în momentul de față nu este interesul PNL-USR Plus să prelungească cercul prea mult. Da, e normal, e un joc democratic, e normal ca fiecare să negocieze cât mai mult, dar de ce am spus circ, pe moment nu este circ, dar dacă o negociere se prelungește prea mult, o să intrăm în tot felul de reproșuri legate pe surse sau oficial, legate de orgolii, legate de alte chestiuni. Asta nu e o noutate, e ceva ce se întâmplă la noi aproape tot timpul. Da? Și eu cred că pentru liderii a două partide, da? Pentru a menționa prioritar PNL și USR Plus, care nu au obținut scorul dorit în alegeri, interesul lor este mai degrabă rapid să se înțeleagă și să meargă înainte pe formulă guvernamentală ca să intre cu responsabilitate în, apropo de ce spunea și asta mai devreme, într-o nouă formă de guvernare, să se aprobe ce e aprobat până la finalul anului și să existe o minimă ancoră de stabilitate de intrare în 2021. Din nou, scenariul acesta poate să nu se întâmple, dar va exista un preț de plătit și nu sunt sigur că ei sunt gata pe moment să plătească un asemenea preț. Imaginați-vă că lumea de sărbători discută de Crăciun, discută de ce nu avem guvern și de ce se ceartă noua coaliție. Da? Deci eu cred, am încredere în înțelepciunea lor, cred că se vor pune de acord, chiar și emoțional, pe ultima sută de metri. Cu un premier în persoana lui Florin Câțu. Domnul Câțu, cel mai probabil în persoana domnului Câțu. Urmează testul votului din Parlament, domnule profesor Magdin, testul votului care se dă de către o majoritate, deși spun cei de la PNL, USR Plus și UDMR solidă, eu încă aș numi-o fragilă, pentru că nu sunt foarte departe de acel 50% în formula actuală. Dacă rămân așa, bineînțeles, și se pare că asta se va întâmpla. Votul din Parlament, cum credeți că va arăta?
Va arăta bine, toată lumea se... Nu vor fi surprize în momentul de față. Odată ce se pune coaliția de acord asupra ceva, va trece. Discuțiile vor fi altele. Discuțiile vor fi din ianuarie încolo, pentru că dintre informațiile cele mai interesante din ultimele zile a fost aceea cum că programul coaliției va fi alcătuit numai din acele elemente cu care suntem toți de acord. Ori asta presupune elemente, să spunem așa, necontroversate, da? Ori o guvernare înseamnă și foarte multe dosare sensibile. Hai să spunem că petrecem primul semestru sau primul trimestru al anului viitor pe zona de consolidare bugetară, câți bani am la buget ca să merg înainte, pentru că, din nou, am ieșit din zona de alegeri, nu mai pot fi invocate alegerile, guvernarea care vine trebuie să guverneze 100%, da? Și separat de acest lucru, însă, periodic apar tot felul de evenimente neprevăzute. Și vom vedea tot felul de ședințe cu privire la, hai, care este soluția optimă, ce trebuie făcut. Deci, eu cred că aceste negocieri trebuie să... Aceste echipe de negociare ar fi bine să se rodeze foarte bine între ele, pentru că avea foarte multe discuții săptămânal în săptămânile următoare. Eu le urez personal succes, spun asta, indiferent cine ar fi fost la guvernare. De ce spun asta? Pentru că în 2021 noi avem de rezolvat multe probleme. O parte lăsate din urmă prin faptul că am trăit un an electoral și o parte dată de faptul că de-abia în 2021 o să dăm seama exact de impactul crizei economice dincolo de criza de sănătate. În prima parte a anului vom discuta în continuare despre vaccinare, nevaccinare și altele și criza de sănătate, dar încet, încet o să avem date din economia reală cu privire la, pentru că se vor încheia și o parte din măsurile din 2020, vom vedea dacă a falimentat cineva, cine a falimentat, câți oameni sunt liberi pe piață, ce se întâmplă în momentul de față. Deci e o guvernare care va avea foarte multe lucruri pe masa sa de decizie și ca și cetățean, vreau să analizăm puțin și această informație de ultimă oră care vine de la Vila Lacunu, domnule profesor Magdin. Se pare că negocierile au fost sistate din nou, a doua zi la rând. E clar că undeva dă cu virgulă, se întâmplă ceva. Nu se înțeleg sau poate au recurs la varianta două propuneri de premier cu care se vor prezenta PNL, respectiv USR Plus, mâine la Palatul Cotroceni, Dacian Cioloș din partea USR Plus și Florin Câțu din partea Partidului Național Liberal, și atunci va rămâne mingea în terenul președintelui României. E posibil din punctul meu de vedere, da, este o operațiune riscantă. De ce? Pentru că în contextul în care arăți că nu vrei totuși să negociezi acest lucru în spatele, să spunem așa, în spatele ușilor închise, unde au loc în general negocieri, și vrei să arăți că de fapt nu te poți pune de acord și lași lucrurile la mâna președintelui, da, îi crești puterea lui Iohannis pentru că îi permiți lui să ia o decizie, dar pe de altă parte nu uitați, ceea ce a distrus coaliția în România a fost sentimentul circului. Da? Cu cât eviți circul, cu cât pare că faci mai multe lucruri de comun acord în negocieri și ești public cu decizia, cu atât e mai bine. Cu cât transpar nemulțumirile, cu atât să nu surprindă membrii coaliției dacă vor suporta un preț în sondaj. Da, și totuși se pare că președintele României va fi cel care va decide clar care va fi nominalizarea de viitor premier al României. Cel mai probabil mâine cele două formațiuni, USR Plus și Partidul Național Liberal, vor merge cu două propuneri de premier la Palatul Cotroceni, două propuneri separate, și atunci Klaus Iohannis va decide. Vreau să spună colegii din regia de emisie dacă o avem pe colega mea, Gabriela Del Pupo, pregătită. Da, este alături de noi, Gabi Del Pupo. Te rog, ce s-a întâmplat între timp? Înțeleg că pentru a doua oară, a doua zi la rând, s-au sistat aceste negocieri, și care ar fi variantele de acum încolo, Gabi? Te rog. Bun găsit, nici astăzi nu au ajuns la un consens în ceea ce privește propunerea pentru Camera Deputaților. Bineînțeles, deja cei de la USR amenințau că dacă nu vor avea șefia Camerei Deputaților, vor veni chiar ei cu o propunere de premier, ceea ce se va întâmpla mâine la întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis.
Iohannis ar mai continua discuții pe ceea ce privește organizarea în Parlament. Bineînțeles, după cum spuneam, nici pe programul de guvernare nu au întâmpinat mari dificultăți în a se pune de acord cele trei formațiuni politice, doar pe această confruntare pentru șefia Camerei Deputaților între Ludovic Orban și Dan Barna. Reamintim, cei de la USR consideră că dacă PNL are o propunere de premier, trebuie să cedeze acest post, deși șefia Senatului nu par interesați, având în vedere că nu ar fi în persoana lui Dan Barna noul președinte al Senatului. Așteptăm să vedem dacă vor transmite un comunicat de presă sau vor ieși la declarații liderii formațiunilor care negociază azi aici noua coaliție. Și după cum am spus, chiar și ieri am fost avertizați prin comunicatul de presă că vor dura mai multe zile aceste negocieri. Cred că un rol important îl va avea mâine și președintele Klaus Iohannis și reacția sa la mai multe propuneri de premier. Dacă eram aproape siguri la ultima vizită că Florin Câțu este numele cu care au fost de acord toți, iată că după aceste negocieri nu mai este atât de sigură poziția sa. Cei de la USR, după cum spuneam, au scos această carte pe masă, cea a revenirii la pretențiile la o propunere de premier, dacă nu cedează acest post la Camera Deputaților cei de la PNL. O formulă de calcul ar fi fost cea în funcție de rezultatele la alegeri, astfel că PNL ar fi avut propunerea de premier, USR plus cea la Camera Deputaților și cea la Senat ar fi revenit UDMR-ului. Vom vedea exact cu ce comunicare vor veni în câteva minute formațiunile politice. Mulțumim foarte mult, Gabriela Del Pupo a fost în direct. Tragem concluziile, domnule profesor Magdin. Da, se pare că mingea este în terenul președintelui Klaus Iohannis, care va face mâine o nominalizare. Întrebarea mea este următoarea. Nu este greșit ceea ce se întâmplă în momentul de față să se pornească direct cu o neînțelegere? Practic le oferă opoziției șansa de a riposta, dacă vreți, și de a avea argumente în plus că această formațiune de guvern nu este una tocmai sănătoasă. Pe momentul de post opoziției, sincer, nu contează foarte mult. Va conta foarte mult dacă în săptămâni și în următoare se va păstra un stil similar. De ce? Pentru că dacă cumva are loc în următorii, să spunem, 2 ani, o rupere o coaliție, s-ar putea să, ca în momentul în care te duci spre alegeri anticipate, să nu fie grozav scorul de la care pornești. Deci, din punctul meu de vedere, acum, sigur, opoziția își va face datoria dacă li se dă muniție, însă aș fi mai puțin îngrijorat în momentul de față cu privire la opoziție, mai îngrijorat cu privire la percepția publică, pentru că România o răbdare limitată. Nu uitați că o parte din această răbdare limitată s-a văzut la alegeri. Unele au fost planurile de alegeri și unele au fost rezultatele. Deci eu pur și simplu, ca și cetățean, aș fi un pic precaut în a duce aceste negocieri prea departe, pentru că să nu uităm, vin Crăciunul, vine anul nou, poate că oamenii au nevoie de niște ancore de stabilitate, nu de discuții, fie ele și foarte principiale. Să nu uităm că politica este și un joc de emoții, nu doar un joc de rațiuni. Și să nu uităm că suntem în plină criză sanitară și în pragul unei crize economice, poate ambele fără precedent. Vă mulțumesc tare mult, domnule profesor Radu Magdin, pentru intervenție și pentru aceste comentarii. Bineînțeles, continuăm să urmărim ceea ce se întâmplă la Vila Lacunu, acolo unde, vă reamintesc informația momentului, negocierile au fost sistate pentru a doua zi la rând între PNL, USR Plus și UDMR în vederea formării unui executiv. Andreea Moraru vine la fix cu informații proaspete, iar de la 11:30 urmăriți emisiunea Hai cu noi pe Domnul TV. Noi ne revedem la ora 13. Pe curând!